Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Dragi prieteni, bine ați venit sau bine ați revenit în aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. Un loc dedicat culturii române, educației și un spațiu sacru în care oficiem adesea festivități pentru a marca diferite momente importante pentru neamul nostru. Astăzi este 15 ianuarie, este Ziua Culturii Naționale. Ziua Culturii Naționale, am fost întrebată dacă este la Jurnă Națională la Titiu și am clarificat că este Ziua Culturii Naționale, pentru că Ziua Culturii, cum spune prietenul meu, eu am văzut în fiecare zi. Deci este Ziua Culturii Naționale, în care marcăm, ne întoarcem cu toții spre sine, spre celălalt și ne întrebăm cine suntem, cine suntem noi ca români în acest concept european, cine suntem noi în lume și ce ne face să fim așa sau altfel. Cultura, în teorie, are două mari zone. Un bazin de valori, de norme, de credințe, de reprezentări care nu sunt vizibile și o zonă care este manifestă a comportamentelor, a atitudinilor, a manifestărilor artistice. Și în această zonă putem să identificăm de ce cineva este într-un fel sau în alt fel, de ce aparține unei culturi sau alte. Cultura națională ne face să punem mărturie că ne adăpăm de la aceleași izvoare. Și în fiecare an încercăm să aducem în fața publicurilor noastre, fiecare instituție care se zdrobește pe altarul educației și culturii în România, personalități care au fost cu o porță identitară. Iar anul acesta am găsit de cuvință mai multe instituții să readucem în memoria socială și în memoria publică o personalitate mai puțin, hai să zicem, flamboiantă, mai puțin considerată ca fiind un pilon identitar, pe nedrept. Și mă refer la Anton Pan. Despre Anton Pan n-am să vorbesc eu, am să îndrăznesc ca orice manager de instituție culturală, ca orice bibliotecar, să vă indic o lectură. Am să vă trimit la un articol apărut anul trecut în revista Bibliotecii Academiei Române, Anton Pan, desfășurarea consultatelor fizice. Un articol care l-are ca autor pe domnul Constantin, dar nu-l avem aici, fondator și coordonator al acestui grup extraordinar de oameni. Și cred că e bine să nu uităm că manifestările culturale nu se opresc doar la literatură sau doar la literatura științifică, doar la poezie, doar la teatru, ci la toate cele 7 ani. Iar Anton Pan, un om născut în afara ariei geografice actuale a granițelor României, a reușit să marcheze românitatea prin muzică și prin faptul că a transpus și ne-a îndemnat să vorbim
ca să spună câteva cuvinte, pentru că e un mare prieten al bibliotecii și pentru că este reprezentantul Agenției Universitară de la Francofonie pentru Europa de Est. Și știu că în francofonie, cultura națională este încurajată să se exprime, dragă moame, cher monsieur, je vous en prie. Mulțumesc, doamne director, doamnele și domnilor, dragi colegi, dragi prieteni, bună ziua! Suntem pe un grand plaisir de la manière de participer cet après-midi avec vous pour cette manifestation culturelle pour la journée nationale, la journée de la culture nationale. C'est vrai qu'il y a une petite polémique en fait sur l'appellation, mais c'est la journée de la culture nationale, justement. La Roumanie est un pays francophone. Notre présence en fait ici dans ce pays francophone et ami de la France. Votre francophonie est historique. Votre pays se trouve dans le croisement, je dirais, de toutes les civilisations. C'est vraiment, vous avez été presque un peu partout. C'est un pays aussi de la culture, puisque sans citer justement quelques célébrités roumaines, on a vu également en France, sans dire que le festival Enescu tous les deux ans, sans parler de Eugène Ionescu, également avec un programme spécifique, aujourd'hui unique au monde, de bourse de recherche. Et cela va être déjà pour le compte de la francophonie. Également, sans oublier, bien sûr, chez Eliade, sans Blancouche, bien sûr, devant justement le Georges Pompidou, et également chez Eliade, Chiora, etc., etc. La Roumanie, encore une fois, se trouve vraiment dans le croisement de toutes les civilisations qu'on retrouve justement des célébrités aujourd'hui. Comme par hasard aussi, la Roumanie a choisi de célébrer la journée de la culture. C'est aussi, vous le savez, c'est le jour de naissance de Harald Eminescu. Et pour vous dire, pour terminer, juste sur quelques mots que Eminescu vous a écrit, vous l'a dit, «Cetsi doresti utsine, cilomeni, avrebbe tutsi mare, mare». Merci. Un lucru foarte simplu, și anume că dacă vrei, poți.
Și dacă ai vorbă, ai și faptă. Și dacă ai faptă, ai și vorbă. Lucrurile acestea sunt povestea vorbă. Dar, dincolo de lucrurile acestea, se mai întâmplă ceva formidabil cu acest personaj. Mă mir că regizorii de film din România nu au gândit până acum că viața lui ar merita să fie ecranizată. Dar privindu-i traseul, știți că, la ora actuală, dacă există niște cutumuri acestea anecdotice în literatură, dacă vorbim despre Eminescu, sigur îl găsești pe Eminescu că a fost și la Alexandria, a fost la Galați, a fost la Constanța, a fost la Giurgiu, a fost în Banat, a fost peste tot. Dacă vorbim despre Nichita Stănescu, sigur, și în sală aici mai găsim vreo 20 de oameni care nu l-au cunoscut, dar l-au fost prieteni. Dar oricum găsim foarte mulți prieteni în termenul Nichita Stănescu, ceea ce este împucurător. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt personaje literare care au devenit bun comun. Și nu înseamnă deloc că ne lăudăm cu ele, că i-am cunoscut. Sigur, eu nu l-am cunoscut pe Nichita Stănescu. Dar am senzația că l-am cunoscut. Nu l-am cunoscut pe Tudor Aghezi. Dar așa cum Tudor Aghezi spunea că i s-a făcut la un moment dat pe calea Lipării la zărit pe tânărul Mihai Eminescu, și mie mi se pare, din când în când, că văd pe calea Lipării umblând pe București cu Tudor Aghezi, așa cum, mergând la Casa Memorială Bacopia, de multe ori am senzația că văd pe Bacopia prin curte, când la Mihai, ceea ce nu știa să fac, dar avea întotdeauna obioară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi nu putem trăi fără legendă. Nu putem trăi fără mituri. Nu suntem noi dacă nu avem miturile noastre individuale, nu miturile colective neapărat. Dar în Bompan ar trebui să fie un mit colectiv. Și un lucru extraordinar se întâmplă cu el, cum spuneam acum o oră, el, chiar dacă s-a născut în altă parte, nu are nicio importanță în renaștere. Are foarte mare importanță cum simțim sau unde simțim că ne aparține. Iar el, nu numai că a trăit ca român, a și simțit românitatea ca o trăire. Ceea ce este un lucru extraordinar. Domnii de față au venit astăzi la invitația Muzeului Național de Teatru Române și a Bibliotecii Generale de Vizitare și la Academia Română, propun. De ce? Ca să îl comemorăm la 170 de ani la trecerea la cele veșnice, pentru că nu putem vorbi altfel despre Anton Pan, un fiu al Bisericii, probabil, dar și un fiu al umanității, al pomenescului din nou, din noi, ca să-l comemorăm și să-l onorăm. Lucrul acesta de lucru, iar acest lucru o să-l facem împreună în zona asta de Română și Asociația Îndompan, tot anul acesta de videouri o să avem ocazia și o să avem ocazia și dacă nu avem ocazia o să provocăm ocazia. Așa încât, v-aș vrea să-i aplaudăm și domnul Constantin Regan să-i și prezinte pe colegii lui. Nu că asta a fost un fabulat, nu ne-am dat cu urmă așa să-l doamne despre
pe înțelesul publicului larg. Nu toți oamenii erau educați, nu toți își terminați la o școală, dar cei care reușeau să citească, prin cărțurile lui au învățat să citească, prin cărțurile lui s-au educat. Așa că acum am aduce o muncă pe care o reiterăm și noi cu ansamblul Roman de educarea publică. Pe de o parte s-a ocupat să educe, să creeze muzică cultă, pentru cei din domeniul eclesiastic, traducând cele necesare muzicii de strană, în limba română. Pe de altă parte, el publică, tipărește muzică religioasă, dar în același timp scrie multe poezie și mai mult decât atât o pus din ele și o pune la îndemână oricui ar fi fost curios și ar trebui să se citească, să se bucure. De aceea cărțurile lui erau foarte vânate pentru că ales pe asta cele laice, când vreau cărțurile informative de sunar, se puteau duce cu repede oriunde și pe lângă acest aspect erau haznite sau cum spuneți de scutire. Dar erau poezii morale. Putem spune că Antoban publică prima carte de maniere, istorie sau cuplul maniere, am spune astăzi, publică foarte multe cărți cu scopul sociologic, dar cum spuneam, literar și muzical. Ce este însă de știu este că dacă el ca unul de literare este cunoscut, chiar dacă unii îl contestă, totuși valoarea lui rămâne nediscutabilă pentru că el reușește să facă ceea ce nu au fost foarte mult și anume este unul dintre pionierii care au pus bazele culturii de din național, România. Alături de Ilia de Rădescu, el face muzică ceea ce face Ilia de Rădescu și ceilalți din perioada respectivă pașoptiștii. Dacă a fost culturii naționale, pentru că nu se nimeni la culturii naționale. Oricât că nu se întâmplă nici în Oșenca, nici în statul de Europa, la capitolul național. Avem culturile de tip imperialist sau culturi care se promovau atunci. Adică nu se întâmplă nimic mai prejos decât ceilalți. Suntem la fel, dar în aceeași criză trecem toți, avem suișuri și ocorușuri. Și trebuie să ne mulțumim cu aceasta, să fim mândri de ceea ce avem. Nu trebuie să ne întâmplăm nici în Oșenca, nici să credem că suntem în viață cel de comun, dar suntem parte din acel bază uriaș, fără de care nu poate nimeni să-i cunoaște să lucrează. Antun Pan, asta face, este unul dintre primii pionieri în această direcție și dacă pe această parte spuneam că valorul literaturii este recunoscută, valorul muzical din Bocanter nu este considerat un tricol de încredere de la strană, deși în momentul de voce este foarte bine cunoscut românii și este important, din păcate, pentru cultura românească nereligioasă, Antun Pan nu este cunoscut ca muzician, se plimba la cânta călăutare, în viața lui la cânta călăutare. Dar, veți spune orice nu mai bine, deci nu mă urmă de față ca să ne vorbesc. Dar și n-am fost profesor, a fost profesor de muzică, dar a fost un boieraș, nu putea spune, pentru că era financiară pe care o avea, era îndescutătoare de să-și credeți de muzică, că avea tipografie personală. Nu oricine că tipografie era la vremea respectivă, ca să nu logic, tipografie sau la vremea respectivă, dar la tipografie. Că, de fapt, avea tipografie, în lană, compania București București. Era un prieten apropiat la Bucureștiva. Mă reprezintă Bucureștiva, că el era muză. Dar nu eram niște cine. S-a spus foarte mult, nu știu, dacă de la asta nu îți spune bine și îmi dați în plăsarea de București, s-a fost de obiar. Deci nu așa se spune, nu niciodată nu a fost de a creat un sfert de tensi o istorie. Dar să facem aceștia, aceste referențe. Dar până că sunt importante. Altfel de nici o televiziune cu niște invenții care nu au nicio bază. Deci nu este niciun manuscris, ce le zic, nu va plinua. Nu este niciun manuscris, în afară de invenția ulterioră literați, care au creat o fantasmagorie de biografie din asta nu există, ca să nu fie o publice în care de toate trei datate. Și singura pe care am putea spune că de care a fost la început de vie este cea de-a doua. Dar în celelalte nu se poate vorbi de așa ceva, acum trei căsătorii nereușite cu toate trei și nu mai fi doar pentru că asta nu mai mult în oameni. Da? Să nu ce putem și nici de trei este că au dat o țară în spate ca să nu răpune să vedem peste tot. Din Brăzimia, în Moldova, au dat o țară în spate și le vedeau o bine la deci vocea personală. Nu mai intrau, spuneam, nu neapărat la deși spune, din păcate,
dragostea pe Dumnezeu bisericească nu putea pune în practică, pentru că majoritatea oamenilor nu au fost să pune bisericeasă, ci de aceea cântece de unii și poezii pe care toți le cumpără. Și atunci, cu acele poezii, el își făcea de bani să cântece și mesele bisericeasă. Deci, ca într-un an, am acesta o jumătate de timp comandare, iar noi încercăm anul acesta să facem de muzică care a fost nici de celălalt partener care a fost în simbolul de care a fost. Un an care se merită, așa cum am făcut la un an, anul acesta facem anul anul anul. Și atunci ne vă străduiți o primă de concerte. Astăzi aveți parte pe un reflector, cum mai aduce piese pe un reflector, pe care cu siguranță le cunoașteți. Chiar să spună la publicarea de mine, este acea de bună de Iubam, care apare cum mai mult. Deci, am fost probleme de altele la un an, îl găsim acolo și mi-am dat seama de viața asta, dar de dat. În companie este cel care îl promovează, cel mai mult și dacă este preluat, pentru că era pe noi. Acum, partea de text, posibil să nu fie, pentru că nu toate ești, nu toate cele ce scrie pe astea, de ce mi-a parțin din. Dar unul ne-a scris autorii ca și lucru, dar trebuie să merite, că sunt eu cum la locul, autorii, că nu știu cum îl trag. Și cine a scris, dar l-a făcut poezii. Și atunci l-a prindat. Chiar și spune, într-adevăr, puteți să vedeți asta. Așa cum spuneam, astăzi veți avea parte de lucrători pe care ți-l am cunoaște, după care, în decursul acestui an, promitem cum am aduce și piese noi, care de abia așteaptă să fie scoase la lume. Thank you.
Asta e, așa că se o azi mai.
mine. Reveniți să fiți.
Thank you.
nu spunem că ceea ce facem noi, că e neapărat să fie reale, fidelă a stilului de dar în relarea normală, asta este scopul nostru. În primul rând, încercăm să aducem la suprafață, poate să utilizeze acele muzici, amunci de origine, de solicit orientare care există și am mai mult să am. În ideea, ce ar fi putut fi da? Noi mă oprim acel da. Dacă muzica orientată n-ar fi fost aruncată tot în afară și n-ar fi rămas doar în mediile private, să zicem, de cultură, ce ar fi continuat să fie cultivată și diversificată, poate că astăzi am ajuns la ceea ce facem noi. Acest dar nu e oprim noi. Pe de o parte, păstrând rigurozitate anumite principii de funcționare muzicală specifice pe noi, dar aducem ceva nou, acest lucru, această energie, nu facem asta cu muzică, ne place ceea ce facem și ne place să cântăm și să vă oferim ceea ce muncim. În același timp, pentru acest lucru, trebuie să aducem și realitatea. Societatea de astăzi ar fi să se ascultă exact să cântăm în 200 de ani, eu vă spun că nu. Pentru că cei care cântă că acum 200 de ani și mai mult la pe plus, nu sunt pași. Sau cântă că prăjește. Da? S-a schimbat postul, s-a schimbat stânta. Și atunci ne vom oferi varianta, dacă nu a început, ce ar fi? Fac după asta cam așa. Mergi mai departe, tot în poezia de Iacu Stărână, tot la altă parte, la altă parte, scoală cu minții scoală. De fiecare dată vedem diferit. Numai ca niciodată să nu putem să vă împărăză de orice ce-și vă împărăză. Să-i iubim, 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 să-i iubim
Și am leagă-n cu cămare, se cere alții cărare.
Acești cavaleri ai lui Atompar, care comunică